Înainte ca hârtia igienică să fie produsă în masă, la mijlocul anilor 1800, oamenii foloseau metode mai puțin confortabile pentru a se curăța în zona intimă. Dar cine a inventat hârtia igienică? Cel mai celebru exemplu de hârtie igienică antică provine de pe vremea romanilor, în primul secol după Hristos, și povestea lui Seneca despre gladiatorul care a intrat într-o baie comunală și a băgat pe gât un burete comunal și a murit. A explicat Erica Rowan, arheolog și profesor de arheologie clasică la Universitatea din Londra. Bureții, cunoscuți drept tersoriums, au fost folosiți odată sau spălați într-o găleată cu oțet și apă sărată, iar apoi folosiți din nou, sau erau folosiți mai degrabă ca bureți de toaletă decât hârtie igienică. În afară de buretele comunal, greco-romanii foloseau mușchi sau frunze și bucăți de ceramică, numite pesoi, pentru igiena intimă. Pe bucățile de pesoi erau adesea scrise numele inamicilor. Mai mult, în 1992, arheologii au descoperit bețe de igienă vechi de 2000 de ani, numite salaca, cecu și ciugi, în latrinele dintr-o fostă bază militară a dinastiei Han din China, care a existat de-a lungul drumului mătăsii. Instrumentele, făcute din bambus și alte tipuri de lemn, aduceau aminte de spatule, iar capetele erau înfășurate în material textil ce încă mai conținea urme de materie fecală. Deși hârtia a apărut în China secolului al II-lea înainte de Hristos, prima folosire documentară a hârtiei pentru igienă a fost în secolul al VI-lea, în China medievală, descoperită în textele unui cărturar numit Yan Qihtui. La începutul secolului XIV, chinezii produceau 10 milioane de pachete de hârtie igienică pe an. În 1393, mii de pachete de hârtie igienică parfumată erau de asemenea produse pentru familia imperială, potrivit History. Hârtia a devenit disponibilă la scară largă în secolul XV, dar în Occident, hârtia igienică modernă a apărut abia în 1857, atunci când Joseph Getty din New York a comercializat hârtia medicamentoasă pentru closetul cu apă, vândută în pachete la preț de 50 de cenți. Primele suluri de hârtie igienică perforate au fost introduse în 1890, iar în 1930, hârtia igienică era în sfârșit moale la atingere, așa cum o știm cu toții astăzi.